joi, leul moldovenesc se apreciază în raport cu dolarul american, moneda euro și leul românesc. Hrivna ucraineană și rubla rusească rămân neschimbate. Astfel, pentru 3 noiembrie, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs de 19,27 de bani pentru un dolar, cu 2 bani mai puțin decât miercuri. Moneda euro scade cu 10 bani și va costa 19,07 bani. Hrivna ucraineană va valora 52 de bani. Leul românesc se depreciază cu 2 bani și va costa 3,88 lei de bani. Rubla rusească rămâne aceeași la 31 de bani.